Mica! Salutare, prieteni! Salutare din Thailanda! Iată prima noastră zi din Thailanda. Stai că s-a gândit pe muscă de Thailandeză! Prima noastră zi în Thailanda, o începem cu explorarea, capitalei un pic. Vrem să mergem într-un mall azi și să facem ceva cumpărături interesante. O să vedeți pe parcurs, da? Am ajuns ieri aici, am stat o zi practic în carantină, nu chiar o zi, undeva vreo câteva 12 ore așa în carantină. Până am primit rezultatul testului, când am ajuns aici trebuia să facem iarăși un test COVID. Am făcut testul, testul a fost negativ și ne-au dat voie să ieșim. Bangkok este un oraș foarte mare, are 10 milioane de locuitori, numai partea metropolitană, numai orașul în sine. Dar ca mărime este aproape ca București, așa, plus minus. Și vă închipuiți, jumătate din populația României străiască în București. Ce bălmășeală mare ar fi. Toate astea, ambuteiajele nu sunt chiar atât de mari. Sunt ambuteiaje, dar nu sunt chiar atât de mari cum în București. Am stat acum mai mult de o săptămână în București și mi-a ieșit de minți ce ambuteiaje infernale sunt acolo. Toate astea nu sunt chiar atât de multe ambuteiaje. Deoarece, mă rog, lumea aici e mai săracă și nu oricine are mașină. În București, de exemplu, aproape fiecare are mașină și într-a doilea rând, sunt foarte multe scutere și, mă rog, vă închipuiți, dacă merge o persoană în mașină, ocupă mult mai mult loc decât ar merge pe o persoană pe scuter. Și scuter poate să meargă și câte trei aici, dar în București fiecare cu mașina lui. Da, din cauza asta, chiar și la 10 milioane, ambuteiajele ok, așa să zicem. Nu smart, dar ok. Am început călătoria noastră cu o tură la shopping, o ocazie specială acolo, da? Cred că ați văzut din vlogul precedent ceva cadre. Da, ceva cadre. Vrem, adică, mă rog, vreau să-i facem un cadou luminiții de Crăciun. Nu știu o surpriză, dacă e deja de nu mai e, da, pentru mine. Da, o vrut de mult cadou ăsta. Vrem să-i luăm iPhone. Și în România nu am găsit nicăieri în stoc iPhone 13 Pro. Luăm iPhone deoarece trebuie pentru filmare, ca să filmez pe Instagram. Nu mi-l ia, îl ia pentru lucru, pentru muncă. Dar și tu vrei? El e un Ida. Nu, las fi mie, dar în sens că nu e chiar pentru mine. Ok, și am văzut că este în Thailanda aici Apple Store, că acum am venit, este un shopping, Icon Siam se numește. Am venit acum aici cu taxiul și vrem să vedem dacă o să găsim în stoc, măcar aici în Thailanda, iPhone-ul. Acum, în decembrie, nu nicăieri în stoc în România și vă puteam să văzut nici în Doha, măcar nu era în stoc. Da. Hai. Haideți să mergem. Să o facem pe luminița fericită. Începem cu o tură, călătoria noastră în Thailanda, începem cu o tură la shopping. Da. Doar că nu o să luăm multe alte chestii pentru că valizele sunt pline. Gata, da. Să golească atunci. Da, hai să vedem. Să vedem dacă ne ia ceva. Avem nevoie de test sau vaccin sau ceva la intrare în mod. Nu știm. Da, miros de data mâncare thailandeză. Da, apropo, îndată cum am venit aici, cum am intrat în aeroportul din Bangkok, se simțea în aer miros de ardei iute, de orez, de toate chestiile astea. Aici este un fel de fast food, ia uite, vezi, pe bărci. Ah, da. E ca o să mâncăm până să fim, dacă, dar în fapt nu știu dacă să ne stăm atâta. Nu, eu vreau ceva. Mâncare tradițională aici. Un fel de fast food, așa, mai... Mamiha! Mamiha! Fresh lord, hajamina! Ok. We have pomo. Uitați-vă ce interesant, așa. Încă n-am lăsat thailandeză. Urmează să învățăm câteva cuvânt două. Apropo, cum de introducerea mea? Cum vi s-a părut? Foarte frumos, uitați-vă, și este o... Te rog, să... Care? O
un market local cu mâncare. Da, arată foarte bine. Eu vreau fructe. Acum, un dolar e 33 de bați sau un euro 37 de bați. Asta e cursul acum. Așa, dacă vedeți ceva prețuri ca să fie orientativ. Hai să căutăm Apple Store, ar trebui să fie aici undeva. Dar cred că are o intrare separată, am văzut chiar din afară se vede. Dar e foarte frumos aici și chiar în stil tradițional, m-am așteptat să văd ceva mult mai modern. Dar el înseamnă că o piață locală, multe produse locale aici, văd că se vând. Arată foarte fain. Ia uite, văd și fain se vede aici, chiar e super. Apropo, asta e a doua noastră vizită în Bangkok. Noi prima dată nu prea am filmat vlog, când am fost, chiar început călătorilor. De 5 ani în urmă am fost în Thailand, am stat 2 luni și acum am un tutor de lumința. Iar am pierdut-o. Cu dânsa nu e ghinit din asta în mall-uri. Te-ai pierdut! Ai pierdut foarte, da? Da, te-am pierdut iară prin mall-uri. Câte mirosuri, dar e foarte diferit mirosuri. Deci nicăieri în altă parte n-am simțit așa mirosuri ca în Thailanda. Se simt un fel, predomină mirosul de orez. Și specific, nu e orez obișnuit. Ia uitați așa. Sunt un fel de dumpling, deci costă 20 de bați. Nu știu câte. E unul sau mai mulți, mai multe sticuri, nu sigur. Ce mai este aici? Ok, am schimbat acum la microfoanele astea normale, că era pus microfonul ăla external. Sper că acum se aude mai bine. Cum vă spuneam, aici este așa o piață locală cu multă mâncare, fast food. Și e foarte interesant, spre domeniul mirosul ăsta tailandez, care nicăieri în altă parte nu-l confunzi. Sunt foarte multe feluri mâncare tradiționale. Aici ce avem? Aici ce? Pui avem, da? Unde sunt scris și prețurile sau nu? Aia, sunt prețuri. 50 de bați. Supe sunt. Aici la fel mâncare locală. Este desert, cred că, nu? Nu știu ce e asta. La fel de desert. Carne. Și niște prețuri foarte adecvate, aș spune. Uitați, 50 de bați, de exemplu, porții. 50 de bați e... cât e? 1,50 euro. Sunt fructe. Știi ce vreau? Ia uite mango. Este mango, luminița. Mango. Ce am găsit noi aici? Mango cu sticker, aia este, da? Dar cât costă? E ca desertul tailandez național. Tradițional. Da, eu vreau. Ia uite, mango cu sticker, aia cât costă? Mango sticker, aia. Unde e prețul? Când v-ați scris nicăieri. Și asta și asta. Orez? Iau, durian este. O, durian, vreau tare mult, vreau durian. Durian. Vreau fructe, fructe. Luam unul? Nu spui să-l luăm. How much is this? 100 gram, 100. Sorry? Kilo. Gram, 100 de... How much per kilo? Kilo. This one, how much? Pune acolo. Mai hai du-a, mă bec mai ce. 600. 24 baht. Aha. 24. Okay. Kilogram 100 baht. Okay. And sticky rice with mango, how much? Mango 100 baht. Aha. This one. Aha. Do you sell this? Per kilo? Only mango 100 kilo 200 baht. 1 kilo 200 baht. One. Okay. Yes. What is this? Coconut. Coconut? Bread. Ah. Yes. Yes. Coconut with durian, yes? 100 baht. E cam mai exagerat o leacă. Mhm. 100 baht. Și miros de durian pe aici. Cam exagerat. Hai așa să mai vedem. Mhm. Ok. Later. Poate vine mai încolo și-a să luăm un desert, dar e cam scump. 200 de bați kilogramul de mango, asta e exagerat, sincer. E cam sincer. Ușor, da. Vedem undeva unde e scris prețul, că așa prețul odată niște prețuri de turiști. Vedeți, aici de obicei sunt afișate prețurile. Iată aici, asta e 100 de bați, vezi că sunt prețurile. 50, 60...
Ia, cu bărcuțele astea sunt super interesante. Super diferite, interesante. Ia, și frumos. Aici. Ce drăguț. Apropo, este un market local pe un râu, care sper mult să reușim să mergem să-l vedem. Cel mai mare din regiunea asta și se zice că este cel mai tradițional. O să vedeți mai târziu despre ce merge vorba. Aici ce fain decorat, aici suntem în altă hală. Ia priviți. Și total altfel de decorațiuni. De veranda se numește. Coconut lava cake. Hala asta. Foarte drăguț asta cu verde. Trebuie cum e decorat de Crăciun, este bravo. 380 de și sus avem mare, vegetația tărnată. 6 mai mici, 199 de bați. Văd eu. Foarte frumos. Aici avem așa un fel de perete din apă. Muzică de Crăciun. Nu am așteptat că ei chiar tailandezii oricum sărbătoresc Crăciunul, că ei au alt Crăciun, data de 13 aprilie, nu știu cum se numește. Ce bine arată toate cele mai renumite branduri. Cartier, Dior, Fendi. Deci Apple Store mare aici avem, practic, toate produsele Apple. Luminița, felicitări cu Crăciunul! Mulțumesc! Ce darnic a fost, ce darnic este moșul anul ăsta! Mhm! Iată, cumpărat din Apple Store din Thailanda, din Bangkok. Da, vă închipuiți, m-au adus până în Bangkok ca să-mi facă cadou un telefon. Da, pentru asta m-a adus aici. Pentru telefon m-a adus în Bangkok, da. Mm-hmm. Hai de să-l despachetăm. Unboxing. Așa de aici. Vezi, nu-l scăp. Hai că-l duc jos. Hai. Îți place? Da. Hai, pornim. Asta este primul meu iPhone, dar îl folosesc de multe ori ca lui Costi. Da. iPhone-urile filmează cel mai bine, ceea ce țin de filmare, ele sunt lideri din toate telefoanele. Dar îmi place foarte mult culoarea, dacă sincer, chiar îmi place mult. Mă, trebuie să-i pui case pe el, să nu scăpi jos, nu? Da, eu îmi dărau, apropo. Bun, hai să-l configurăm, în asta specialist Costi, așa că ți-l mânez. Bun, și acum haideți să-l probăm. Poți să filmăm un pic cu el? Ia să vedem cum se vede cu iPhone 13 Pro. Da, ce ziceți? Vă place? Nu vă place? Noi acum tot suntem în mall, am configurat telefonul și ne mai plimbăm, poate mai cumpărăm ceva. Apropo, noi acum, dacă ne-ați observat, începând din ultimele vloguri din Grecia, filmăm în format HDR. Și da, ar trebui să vadă mult mai bine la ecranele care suportă HDR-ul. Din cei telefoanele sau iPhone-ele, începând de la iPhone 12, în plus suportă ecranele lor, suportă conținut HDR. Și ar trebui să vadă mai bine. Filmăm și cu camera HDR și cu telefonul la fel HDR. Pe Instagram la fel. Da, pe Instagram nu știu, de fapt, dacă îl rede tot HDR. Începând de acum, da, să ne spuneți și acolo cum se vede. Eu nu știu dacă Instagram rede HDR. Ah, da, chiar. Dar da. YouTube rede, da. Mai avem de cumpărat un device, dacă îl găsim, vedem. Haideți să ne plimbăm pe aici. Totul este ornamentat de Crăciun. Ne-am mărima.
intrăm aici să vedem ce găsim. Costi vrea jucării și el. El nu se poate opri dacă nu cumpără jucării pentru pentru el. Am intrat în alt magazin și Costi și-a găsit jucăria. Da, da, da. Ce yeah, yeah, yeah. Costi copil fericit, azi suntem amândoi fericiți. Ce jucării mi-am luat eu. Asta pentru vlog, iarăși pentru filmat, facem upgrade-uri azi. Mai de mult vrem să iau, la fel în România nu era în stoc și aici chiar era și mai ieftină. De asta am dat, stați să văd câte e în euro, în dolari e $450. Costă 400 de euro, am văzut că în România e mai scump, undeva vreo 450, dacă nu mai mult. Și nici nu e în stoc măcar acum la moment, când eu asta. Nici în Europa nicăieri nu e în stoc. Da, asta e acum nou-nouță. A, dar să întreb de microfon dacă nu. Vreau și microfon tot la DJI, dar nu, ăla după anul 9 să fie. Și așa, eu și de mică. Asta e toată camera, da? Asta e toată camera, asta e power module. Și chestia la e interesantă că poți să o pui așa aici, să filmezi. Eu uite, am ce zis. Fii ca o camera ascunsă. Ia cât asta o pui așa. Ok, înăuntru. Încă așa. Ok, și telefonul iPhone 13 Pro de 256 de GB, la fel a fost mai ieftin decât în România. Prețul oficial acum e 6300 de ron, dacă nu greșesc, dacă îl găsiți în stoc, mă rog, acum nu e în stoc. Și, dar aici am dat 43.000 de bați, ceea ce ar fi 1145, am zis, da? 1145 de euro. Iar 6300 de ron, asta e aproximativ 1275 de euro. La respectiv moment. Respectiv e cu 130 de euro mai ieftin. Plus, dacă faceți tax refund, sau cum se numește asta, de la VAM, unde se întorc și taxele, se întorc 5%. Tax free. Și constituie 60 de euro. Adică, în final, se primește cam cu 285, da? Nu, 290 de euro mai ieftin. iPhone 13 Pro de 256 de GB aici în Thailanda, adică în România. E tot ce cum am pus camera aici, a? Nu se vede, adică e foarte discret așa. Nu prea se observă, nu se vede, e acum filmează. Da? E în sus de cușoarele, da, e acum filmează. În sus de cușoarele și nu se vede că filmează. Adică se filmează așa. Checa, uitați-vă acum. Uitați-vă asta față de asta. Da. Checa, uitați-vă acum, schimbăm cadrul la asta. Hop. Cum se vede? Cum se vede cu camera asta? Da, vedeți și cu mea nouă. Da. Și acum vrem să mergem să caut niște șlapi ceva. Da, când n-am șlapi, am numai desea de plajă și n-am trebuit ceva șlapi normal. Să vă arătăm și niște prețuri prin magazine, prețuri de haine, să vă arătăm. Azi mai mult așa, cumpărături și un mall din Bangkok. Ok, acum filmez cu camera DJI, camera nouă DJI, să vedem cum se aude. Un pic e cam galăgie și poate nu o să audă foarte bine, dar fiindcă mă aflu aproape de dânsa, poate ar fi ok. Așa, haideți să ne cătăm șlapi. Aici să văd mai multe chestii, să ne uităm și la prețuri. Ce să căutăm noi? Aici sunt șlapi pentru femei. Aici cred că sunt și pentru bărbați. Aici de plajă. Cât este aici? 1790. Cam vreo 50 de euro undeva. Dar este de plajă. Fila. Cât este fila? 690 de bați. Cât este? Vreo 20... ceva de euro. Este de copii? Da. Dar unde sunt de bărbați? Dar de care sunt eu, luminiță? A, ia uite, ăștia de bărbați, nu? Ăștia negri. Lacoste. Cât este Lacoste? 990
Asta cât e? 990, vreo 30 ceva de euro. Cam vreo 30 de euro, da. Deci tot ești de plajă. Sorry? Aha, ok. But, and this one? One boat. Aha. Discount 20%. Mhm. Okay. And this? 40%. Ah, ok. Ia uitați, aici am găsit un magazin Uniqlo, care prin Europa nu chiar e popular. În România, dacă nu greșesc, nu-i deloc. Dar în Asia sunt cam peste tot. Și noi am fost în Coreea de Sud și în China am fost în Uniqlo, de chiar ne-am cumpărat ceva haine de acolo și ne-a plăcut. Haideți să vedem ce prețuri sunt aici. Cât costă? 2490. Cât e asta? Undeva vreo 70. 60 undeva, da. 60 de euro. Și o geacă. Asta e de nu, asta chiar tot e o geacă, dar foarte subțire. Cât costă? Asta e undeva vreo cât? 35-40 de euro, așa. Maiou? Cât e un maiou? 590. Undeva vreo 15-16 euro, așa. Calculez-o rapid în cap. Pantaloni 990, undeva vreo 25 de euro. Magazin JD. Nu știu eu ce fel de JD. Uite, footwear este sus. Sunt mai scumpe, 1790. Ei, vreo 50 de euro undeva. Ce să încerc pe astea? Hai, probează. Thank you. E lungă. Mai pe scurt, ne-a luat, iată așa, ceva de genul ăsta. Simplu. Unde e lumnița? A, e câtă. Ceva foarte simplu și, mă rog, ușor, comod. Am dat 1300, asta cât e? 35 de euro ăștia. Adidas, mă rog, sper să fie ceva bun. Apropo, e foarte frig în modul ăsta, eu sunt înghețat toată. Aici, localnici sunt înnebuniți de temperaturi mai joase. Deci, vă dați seama că... De fapt, este destul de cald și înătușitor afară și de aia pun țin aer condiționat la cred că 20. Ok, și acum am venit să mâncăm ceva, că am plăcut noi prin mall-ul ăsta, am flamăzit destul de tare. Numai că atâtea alegeri pe aici, că nu știm ce să mâncăm. Aici, uitați, e mâncare chinezească, scris în chineză. Îmi pare că e japoneză. A, japoneză, da. Uh-huh. Japoneză. Și aici la fel japoneză. Iată, sunt mai multe tipuri da, de mâncare. Da, pare că asta toată e japoneză de pe aici. Ia uite, să vezi, vitrină. Da, fix ca în Japonia. Sunt mostre. Făcute din plastic, mă rog, nu sunt adevărate. Adică sunt făcute din... mostre, dar arată așa de bine. Și arată foarte real. Da, vedeți, revedeți vlogurile noastre din Japonia. Mhm, acolo am văzut așa. Și în Taiwan. Și în Taiwan? Da. Mai că aici ce avem? Cred că am găsit ceva de mâncare. Aici sunt mai multe supe, așa, cu... cum se cheamă? De-aia m-am bălbuit cu noodles, da, cu noodles. Aici sunt noodles și să alegi fel de supă, să-ți pui. Dar avem unde mânca? Eu ți sunt mesă, dar aici s-o faci toate. Eat here? Iute? Bun, da, iute! De mult n-am mâncat așa de iute. Ce ziceai acolo, Costi? Oh, și iute!
Nu, nu s-a obișnuit cu... E un fel de care și cu... Zice stomacul. Mie îmi place mai mult iute. Poate mai puțin iute. Da, nu, e prea iute pentru mine. Plângi un pic. Asta e Thailanda, ce ai vrut? Câtă mâncare este aici, nici nu știu ce vrei să mănânci. Aici este porumb fiert. Să învârt ochii la toate. O, asta tot trebuie să fie gustos cu banana. O, dar chiar e gustos, numai că deamă nu mai în cap atâtea. Asta lumița se placă. Can I have roti this one? Roti Thai. Banana and egg. Egg. Ok. How much? Six. Six? Ok. Dar nu mai văd de unde. Africa. How much? 200. And this one? This 100. No bug. Thank you. Deci am luat și desertul Thailandei, desertul preferat thailandez. Mango sticky rice. A costat cam scumpuț așa, de fapt 100, asta cât e? 3 euro, cam așa. E ok, să zicem. Preț decent. Ce zici, luminița? Yeah, dar mai luat ceva. Ce mi-a? Pancake? Da, un fel de... Asta e cu ou, nu știu dacă, cred că e sărat. Eu nu chiar m-am strat, deși ești. Așa, rotund. E, am luat de asta. Da, acum vizităm partea luxoasă a Bangkokului. Aici e și afară. Hai să ieșim afară să vedem că Apple Store-ul trebuie să facă de undeva din afară, după cât am văzut eu prin fotografie. Ce brăduț frumos! Aici deja sunt shop-uri de lux acolo sus. Și un brăduț de lux. Înapoi la hotel, suntem cam obosiți, noi aici trebuie să ne schimbăm un pic regimul de somn. Acum noi deja trebuie să dormim, e ora 4. Noi trebuie cel târziu la ora 4 să ne culcăm și deoarece la ora 10 seara eu încep lucru și atunci trebuie să mă scol, să încep lucru. După cum știți, lucrez programator la distanță după fusul orar american, din cauza asta trebuie să mă trezesc la ora 10 seara ca să lucrez. Și lucrez până la ora 7 dimineața, după care mergem mai departe și explorăm. Cu taxiul am venit destul de rapid, nu știu de ce încolo ne-a costat 100 de bați, dar înapoi aproape 200, dublu, nu știu de ce așa. Încolo a fost chiar foarte ieftin, înapoi mai scumpuț așa, dublu a fost. Dar oricum am ajuns, nu prea a fost mult timp de iar, așa am ajuns destul de repede, vreo 10 minute așa am mers. Neața, dragilor, haideți să vă arăt noua noastră cameră de hotel, deoarece a rămas în același hotel, dar ne-am schimbat camera. De data asta avem o cameră mai mică. Iată așa, asta este biroul meu de lucru și asta este biroul luminiței de lucru. Da, noi deja am dormit, după cum v-am spus, ne-am trezit la ora 10 și ceva, un pic mai târziu, am trezit eu un pic la lucru. Și m-am apucat de lucru, iar acum trebuie deja să mâncăm. Da, și afară de fapt este noaptea, iar noi o să lucrăm toată noaptea și respectiv noaptea va trebui să luăm două mese, dejunul
deoarece noi abia ne-am trezit și este dejunul pentru noi. Și prânzul, doar că nu cred că o să luăm chiar prânz, dar o să luăm niște așa, o să avem un chindii, ceva de genul, niște gustări simple, pentru că la ora 7 vom merge să luăm altă masă, care pentru noi va fi prânz, dar de fapt va fi dejun. Pe aici, că va fi dimineață. Da. Noi astăzi am fost la mall, țineți minte, și acolo am găsit un supermarket japonez. Mamă, și chiar cât de tare ne-a fost dor de mâncare japoneză. Oricum, prima am vrut să mâncăm ceva tailandez, dar pentru acasă ne-am luat japonez. Oh, mamă, mor de mâncare asta. Și aici aveam și un frigider, așa că ne-am luat. Ce credeți? Sushi! Yay! Sushi pentru Costi și pentru mine, Don. Don este, dacă vă uitați în vlogurile noastre din Japonia, o să vedeți că noi acolo mâncam aproape în fiecare zi Don. Asta este o farfurie, un bol cu orez și deasupra ai ceva, ce vrei deja, salată de fructe de mare, atât cum mi-am luat eu, de exemplu, sau caviar, sau pește de care vrei. Și deci eu sunt înnebunită după Don. Și că și-a luat, și nu sunt prețurile exagerat de mari, pentru mai ales așa o porție 200 de bați, cam vreo 6 euro, și aceasta a costat 230 de bați, vreo 7 euro. Dar aici cred că sunt cam două porții, că sunt destul de mult. Da, acolo ai să mă ajut și tu. 6, 7, vreo 12 bucăți. Da, cam așa, e mare porție. O să mai mănânci și la gustare. Apropo, și pentru noi este dimineață, trebuie să mâncăm, trebuie să bem o cafeluță ca să prindem forță pentru toată noaptea care suntem, urmează. Da, suntem cam dependenți de cafea. O, da, și nu o să credeți, Costi era atât de alarmat că nu o să găsească aici cafea, pentru că data trecută când am fost prin Asia, Thailanda, toate țările astea, într-adevăr, a fost greu cu cafea. Aveam același regim ca și acum, tot lucram toată noaptea și era alarmat pentru că trebuia să bea doar cafea de asta solubilă, instant. Și care nu te ține foarte mult. Dar nici nu e plăcută deloc. Aici, da, nici nu este plăcută. De aia de data asta. Veniți-o. Aia. Valiza mea este plină cu cafea. Nu crezătoare că... Nu crezătoare că facem trafic de droguri ceva. Ia uite, una, două, trei, patru, cinci. Am mai sunt vreo câteva, mă, te-ai cândut? Nu, îmi place anumea asta, lavața, crema gusto. Asta nu-i cafea. Stai, unde mai e? 6-7. Contrabandă de cafea. Facem contrabandă de cafea. Da, mai scurt, suntem nebuni. Și mai avem una începută, dar cum o să facem cafeaua asta? Doar turnăm apă peste ea? No, stați un pic. Avem și așa un dispozitiv care la noi se zice cafea la filtru, dar de fapt asta este un dispozitiv vietnamez, cu origini vietnameze, și adică se face cafea vietnameză, iată, în așa filtru. Haideți să vă arăt cum. Noi asta l-am descoperit chiar în Vietnam. Da, apropo, acolo... Și l-am găsit chiar și în România și foarte bine pentru călătorii, deoarece e compact, încape oriunde și apă de asta, apă fierbinte găsim cam peste tot la hotel. Da, este câte un kettle. Da, și atragem atenția când bronăm hoteluri să fie fierbător, dar la foarte multe hoteluri sunt. Bun. Cum se face cafeluța asta? Hai, mă, ieși. Avem așa o farfurică. Se pune deasupra. Avem așa un vas. Sunt toate cu găuri, vedeți? Un vas. Unde vom pune cafeaua. Punem o porție de cafea. Asta e bun? Mai punem. Okay. Încă o legă. Așa e. Gata, bun? Da. Mai departe, nivelăm cu chestia asta și despărțim cafeaua.
apa o avem deja fiartă. Și voilà! Mâna un pic. Și este acolo un pic, așa e, se filtrează încetişor în jos și cât că se filtrează, e tăman să... Se prepară cafeaua, da. Și iată, vedeți? Curge încet în jos. Da, e... Și apropo, cafeaua iese destul de gustoasă. Chiar mă. Da, o să fie mai greu pentru mine, pentru că eu sunt amatoare de cafea cu lapte, cappuccino, multă spumă, dar n-am putut să-mi iau cana de spumat laptele. Păreri de rău. Văd că aici mai este lapte de ăsta praf, dar am încercat odată și nu chiar mi-a plăcut. Mai degrabă o să beau și eu cafeaua așa, fără nimic. Da, și facem cafeaua și mâncăm. Da, disi la soia sos? Este aici. La mine era aici, nu știu ce țări. La mine? Oi, oi, oi. Nam. Hai și eu, mai dezvățat să mănânc cu fără viețului. De ce ai gustos? Dă-o pe tine și e tare, ta. Aia este sushi japonez, într-adevăr. De lichere erau preparate de japonezi. Da. Cât de frumos! Hai să vedem rezultatul. Cafeaua e gata. Ce bine arată. Chiar e foarte bună, nici n-ai zice că e făcută la fieltru, deci parcă e în ibric. Cafeaua ca tare e pentru espresor din ăla, care e ibric din ăla italian. Da. Noi din ăla facem cafea de obicei, dar merge și asta ca un fel de la filtru. Da, și nu rămâne iese nimic, adică nu curge cafeaua acolo, fiind mai mărunțică. Da, prima zi în Thailanda a fost de excepție, într-adevăr. Am fost doar într-un singur mall, dar am atâtea memorii, da, după cum v-am mai spus. S-au cinci ani în urmă, niște emoții. Da, cu 5 ani în urmă noi am mai fost în Thailanda și... Apropo, Thailanda este prima țară asiatică pe care noi am vizitat-o. Da. Și chiar ne doream foarte mult să revenim aici. Mai ales că nu am filmat-o pe vlog și acum e ocazie să vă arătăm și vouă. Da, mi-a plăcut foarte mult, ne-am amintit de toate gusturile Thailandei. A început de dimineață cu Tom Yam în luminiță, a început a plânge asta. M-ați văzut probabil în episodul anterior. Chiar serios a început a plânge după gustul ăla de Tom Yam. Și pataiul meu, după care deja am văzut în mall-ul ăla foarte multe mâncări tradiționale thailandeze. Și mi-a plăcut mult, da. Suntem bucuroși că am revenit. Foarte bucuroși. Ne așteaptă 2 luni înainte de aventuri super frumoase. Da, cu voi deja ne vedem la următorul episod și nu uitați să vă abonați ca să fiți la curent cu toate aventurile Aventura noastre de aici. Mâine iarăși vom ieși să explorăm prin Bangkok și anume vom merge într-o zonă specială aici în oraș, dar asta deja v-ați vedea în următorul vlog și nu uitați să intrați și pe Instagramul nostru, să ne urmăriți și acolo. Pe Instagram o să vedeți story filmate cu nou telefon al luminiței. Oh, da, să intrați, să apreciați. Bine, aici ne vom despărți. Noi ne vom continua noaptea noastră de lucru, de muncă. Și vă lăsăm pe voi să intrați pe Instagram. Langan! Pa, pam!